Peste 300 de elevi au pășit astăzi pentru prima dată într-o instituție militară. Totul a fost posibil în cadrul unei acțiuni organizate în cadrul programului educațional Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun. Chiar dacă vremea nu a fost deloc prietenoasă, cei mii s-au arătat interesați să cunoască activitatea jandarmilor. În cadrul activității, jandarmii le-au prezentat copiilor materialele de comunicație, intervenție și protecție din dotarea instituției. Punctul culminant al manifestărilor l-a reprezentat prezentarea exercițiilor demonstrative cu câinii special antrenați pentru prinderea infractorilor, detectarea urmelor și a obiectelor. Secvențele pline de acțiune cu focuri de armă au reprezentat exercițiul demonstrativ de imobilizare și prindere a infractorilor. Jandarmii giurgiuveni au arătat printr-o situație ipotetică modul în care se intervine în cazul unei luări de ostatici. De aici nu au lipsit focurile de armă. Dacă faceți o mișcare, eu mor pe toți! Voi ați auzit? Acțiunea a continuat cu un exercițiu de reabilitare a liniștii și ordinii publice. Demonstrația a încântat la maxim publicul, în special pe copiii care au aplaudat la fiecare exercițiu, transformându-i pe aceștia într-o adevărată galerie. După manifestările de astăzi, majoritatea copiilor s-au declarat încântați, iar cel mai iubit exercițiu în opinia lor rămâne cel cu câinii din dotare. Ce ți-a plăcut cel mai mult aici? Cel mai mult mi-a plăcut demonstrația cu căței. Ai vrea să devii jandar? Da. Ce ți place cel mai mult la această meserie? Ce știi tu despre meseria de jandar? Cel mai mult îmi place acțiunea, că lucrează cu animale și e foarte frumos. Căței! Îți place meseria de jandarm? N-ai vrea să devii jandarm? Nu. Jandarmeria. Ce exercițiu mai exact? Cel cu câinii sau cel demonstrativ cu hoți? Cel demonstrativ cu hoți. Îți place să fii jandarm? Da. Ai vrea să devii jandarm? Da. Dar ce face un jandarm? Împușcă oameni. Hoți. Per ansamblu, a fost o acțiune reușită în care jandarmii giurgiuveni au demonstrat încă o dată că merită să se bucure de încrederea populației.